Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Poți fi biruitor. Vom fi biruitori. Numeri, capitolul 13, versetul 30. După ce au văzut uriașii din țara promisă, 10 dintre cele 12 iscoade s-au întors și au spus: nu vom reuși. Dar ceilalți doi, Iosua și Caleb, au spus: se poate. Însă din cauza neîncrederii poporului, Caleb a fost nevoit să aștepte încă 40 de ani, mergând de colo-colo prin pustie. Când iudeii au trecut râul Iordan, el avea 80 de ani. După aceea au mai trecut încă 5 ani până când semințiile lui Israel au fost înștiințate ce teritorii să cucerească. Iată cum a descris Caleb toate acestea la câțiva ani după aceea. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise ca să-i scodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Iosua, capitolul 14, versetele 7 și 8. Dacă ai o atitudine negativă la 40 de ani, sunt șanse mari să ai aceeași atitudine și la 80 de ani. De fapt, fără ajutorul Domnului nu ți-o vei schimba nici la 85. Psihologul Martin Seligman a studiat mai multe sute de oameni dintr-o comunitate religioasă. I-a împărțit în 4 grupuri, de la cei mai puțin optimiști până la cei mai optimiști. 90% dintre optimiști erau încă în viață la 85 de ani, în timp ce numai 34% dintre pesimiști au atins această vârstă. Au fost în recunoaștere 12 iscoade, însă numai Iosua și Caleb au avut credința de a spune: vom birui. 45 de ani mai târziu, el, Caleb, era la fel de viguros și încrezător. Vrei să știi ce s-a întâmplat cu celelalte 10 iscoade? Au murit. Niciuna din ele n-a atins vârsta lui Caleb. E foarte simplu. Credința și optimismul te vor ajuta să fii biruitor.